Ce bine e să ai prieteni! A fost odată ca niciodată o căprioară care zburda veselă prin pădure. Se întâmplă însă ca bietul animal să nimerească într-o capcană. Încercă ea de zor să se elibereze, dar nu reuși nicicum. Tocmai când își pierdu speranța, trei iepurași prietenii săi din pădure apărure din senin să-i ofere o mână de ajutor. S-au pus ei tot și au încercat să slăbească strânsoarea capcanei, când, ce să vezi, vânătorul se apropia să cerceteze dacă nu cumva se prinsese vreun animal în capcana sa. Căprioara și iepurașii înghețară atunci, căci înțeleseră că nu vor putea scăpa la timp. Plecați, salvați-vă iepurașilor, spuse căprioara, să nu ne prindă pe toți. Nu plecăm, te putem salva, răspunseră iepurașii, cineva precis ne va ajuta. În acel moment, un stol de păsări se repeziră spre vânător și loviră cu aripile ca să-l întoarcă din drum. Reușiră ele o vreme, dar vânătorul nu se lăsă mai prejos și ochii pe una dintre ele. Bzzz, auzi în jurul vânătorului și acesta rată ținta. Oh, ce m-a înțepat? Se întrebă vânătorul. O viespe sări în ajutorul păsării și îl înțepă omul pus pe fapte rele. Între timp, iepurașii reușiră să o elibereze pe captivă și se risipiră cu toții prin pădure. Pe când ajunse vânătorul la capcană, aceasta era goală. Așa se întâmplă când prietenii se ajută între ei.